Bună seara! Cel mai tare din parcare, primul și singurul jucător de rugby din Moldova care evoluează în Liga Superioară din Anglia la Sale Sharks, Vadim Cobălaș, în vârstă de 24 de ani, a fost desemnat de către Federația de Rugby din Moldova cel mai bun jucător moldovean în 2011. Earliest scores from Vadim Cobălaș and Tom Brady, claiming his team the most miraculous of losing bonus points. La fel ca și anul trecut, Vadim Cobălaș de la Sale Sharks Anglia a fost desemnat de către Federația de Rugby din Moldova cel mai bun jucător moldovean în 2011. Dumitru Arhip, Oleg Prepeliță, Andrei Romanov și Veaceslav Titică s-au clasat pe locurile 2, 3, 4 și respectiv 5 în topul FRM. Cea mai bună jucătoare de rugby a fost desemnată Oxana Bunici. Aceasta a fost urmată în clasament de Adriana Revenco, Lilia Dolghi, Maria Ursu și Cristina Popescu. Cel mai bun jucător de rugby 7 a devenit Alexandru Matveev. Pe locurile 2, 3, 4 și 5 s-au situat Ștefan Leca, Andrian Baltag, Eduard Toderică și Alexandru Găgăuz. Un nou spectacol marcat Gigi în România. Steaua București s-a impus pe Arena Națională cu 1-0 în fața lui Voința Sibiu în ultima etapă din 2011 și a rămas la 8 puncte distanță de liderul Ligii 1, Dinamo București. Steaua este singura echipă din România, adunat după partide patronul lor șalbaștilor, Gigi Becali. Steaua București a marcat singurul gol al partidei în minutul 38 prin Iliev. Și lovitura de cap! Alu! Sunt, mă mulțumim, foarte mulțumit de cele două luni jumate care, de când a plecat la Steaua București, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și al jocului echipei. Randan l-a învoit pentru faptul că astăzi, chiar astăzi, a născut soția și a vrut la ținut neapărat să fie lângă. Florin dorește foarte mult pentru că el vine pe accidentare și dorește foarte mult să joace, dar nu este la capacitate maximă. Mihai face jocuri bune și mai puțin bune. În fotbal, dacă n-ai continuitate, este foarte greu ca să joci de la etapă la etapă. Din 10 jocuri, dacă joci cu Steaua, în mod normal pierzi 9. Astăzi ar fi fost meciul în care puteam să scoatem un rezultat bun. Ne-am apărat corect șansele și felicităm pentru victorie. Noi suntem singura echipă de fotbal din România. Când ori conta până Europa, atunci, până atunci nu sunt echipă. Cum aduce arbitrii străini. Steaua, Dinamo, Rapid. Vaslui, am luat și cu Porumboiu, sunt de acord, dăm încă 100.000 noi din... De la club, de la ligă, din banii noștri. Și mai facem bugetul de încă 5. Dai din gură, dai drumul de aici. Dai drumul de aici. Bă, dai drumul de aici. Spune că Brandan va fi noul capitan al Sterii. De... Auzi, nu vorbim de altceva, ci că nu capitan al Sterii. De unde? Păi de ce să fii capitan al Sterii? Că vrei tu așa? Da, mă, așteaptă, că sunt 17 pe televiziune acum. Așteaptă 2 minute, ești de bun? Da, mă, te dau pe tine afară de aici, dă-i tu mă, de aici. Te dau pe tine afară, hai, dă-i tu mă, te dau pe tine afară. Dinamo București este lider în România cu 40 puncte, CFR Cluj are cu un punct mai puțin, Rapid este pe locul 3, iar Steaua ocupă poziția 4-a. Oțelul și FC Vaslui sunt pe locurile 5 și 6. Pur și simplu senzațional! Din Brazilia vine una din cele mai spectaculoase knockout-uri din istoria luptelor. Mais uma luta na tela do Esporte Interativo. Aí o Cairo Rocha. Cairo Rocha! Que espetacular! Um giratório para o nocaute. Está tudo acabado para Chicão. Incrível Cairo Rocha! E você acompanha no replay? Foi esse giratório, meu amigo. E pegou no queixo do Chicão sem chance de defesa. Cairo Rocha l-a făcut knockout pe Francisco Nevis doar după 2 minute și jumătate într-o luptă din Gala Nemuritorilor MMA, Desafiul Imortais 2 din Brazilia.
Bunicile știu hockey. O femeie în vârstă de 59 de ani nu a pus mâna în viața ei pe crosă, dar a reușit o lovitură incredibilă, în urma căreia a câștigat o super mașină de 32.000 de dolari. That's a long way. Minunea s-a întâmplat la meciul dintre Akwesasne Warriors și 1000 Islands Privateers. Norocoasa a fost aleasă din public. Brenda Hewlett spune că a fost încurajată de un muncitor să participe la tombolă și nu s-ar fi gândit vreodată că o să ajungă să câștige concursul. Una din cele mai periculoase meserii din lume, un arbitru a fost bătut măr pentru că nu l-a desemnat pe un sportiv campion. Supărat că a terminat concursul doar pe locul 3, un culturist și-a împărțit singur dreptatea. A coborât de pe scenă și l-a luat la pumn pe arbitru. Inedit, o echipă de raliuri și-a concediat toți mecanicii după un accident incredibil într-un viraj de 180 de grade.